Te pui cu socri chiar de la început. Am dat domnule primul salariu, n-am avut probleme. Pe urmă, am învățat că 10% din salarii a domnului și domnul avea o cutie la noi, acasă, în care se adună bani. Domnul avea mult mai mulți bani la noi decât aveam noi. Și din cutia aia, orice nevoie, oameni săraci, domnul îi ajuta din cutia asta în care ne puneam banii de fiecare dată. Când veneam cu plicul de la servici, prima dată mergeam și dădeam banii domnului. Nu mi-a fost ușor la început, dar m-am obișnuit, mi se pare absolut normal. Și vreau să vă spun ceva și nu mă luați ca laudă, nu mă laud cu asta, dar este bucuria mea. Anul trecut mi-am făcut calculele. Biserica ne dă o hârtie cu câți bani am dat la biserică și am constatat că am dat 21% din câștigul meu bisericii. Și am fost așa de bucuros că am reușit performanța asta. Nici nu mi-am dat seama. Și am dus-o bine. Am dus-o bine în ciuda faptului că păstoresc o biserică nouă, tânără, care nu mai mă plătește cum mă plătit înainte. M-am constatat că am trăit mai bine acum decât atunci când aveam bani mai mulți. Surprinzător. Stabiliți de la bun început care sunt banii omului și care sunt ai Domnului. Și veți vedea că Domnul o să-ți poartă de grijă. 3. De câți bani avem nevoie? Este o întrebare foarte importantă. De câți bani avem nevoie? Faceți calculul corect. Ar trebui să definim imediat după aceasta ce înseamnă necesitate și ce înseamnă lux. Pentru că aici înțelegem noi lucrurile foarte clar. Ce e necesar și ce este lux. Când eu mă aduc aminte gospodăria noastră cum arăta acum 30 de ani, înainte de a pleca în America, am plecat 28 de ani în urmă, sau 29, am plecat în America. Când mă gândesc, fără câte lucruri puteam trăi atunci, nu? Astăzi cred că am de 3-4 ori mai multe lucruri prin casă decât am avut atunci, nu? Și nu știu dacă sunt mai fericit sau mai tânăr, nu sunt. Dar am putut și fără ele. Să spune despre un călugăr că trăiam cu stil. Și venea o dată pe an și se ducea la piață și umbla de dimineață până seara prin piață, peste tot. Și oamenii l-au întrebat, de ce umbli, că nu cumpăr nimic? Zice, vin să mă bucur de câte lucruri pot eu, fără de câte lucruri pot eu să trăiesc. Am vin să mă bucur. Eu pot să trăiesc de fără toate lucrurile astea minunate care le văd aici. L-am cunoscut pe fratele Umbra care spunea, am fost la mall. Am fost așa de fericit să văd așa multe bijuterii frumoase, zice, domnule. Ăia dau o groază de bani pe ele, să le pun acolo în vitrine, zice, pun paznici să le păzească, ca eu să vin să mă uit și să mă delectez uitându-mă la ele. E o perspectivă complet nouă, nu-i așa? Vedeți ce este necesar și ce este lux. Rezolvați formă întrebarea aceasta. Cine cheltuiește, domnule, banii ăștia? Că de multe ori unul îi câștigă și altul îi cheltuiește. Și știm noi cine cheltuiește, nu așa? Ce cumpărăm pe banii aceia? De ce cumpărăm? Hai să vă spun cea mai bună definiție americană și cred că și la român se petrece. Se pot. Asta e foarte bună pentru români. Un american cumpără cu bani care nu are lucruri de care nu are nevoie care să impresioneze oameni pe care nu-i iubește. Asta e definiția cea mai bună. Am mai citit un banc foarte drăguț. Zice că la poarta raiului se înființează trei. Un italian, un neam și un român. Neamul să zice, a fost greu, acum a murit fiecare. Păi zice, am cumpărat un Porsche.
Și m-am dus cu o viteză de la nebună și m-am dus cu mine de o cisternă de benzină la foc și am murit. Italianul zice, am avut un Lamborghini la 300 de kilometri la oră, la o curbă. Am luat-o drept și am murit. Și românul zice, eu mi-am cumpărat un BMW, ultimul record, și am murit de foame. De ce cumpărăm, domnul? De ce cumpărăm? Să ne facem ciudă la vecini? Nu. Mâncăm câte un cartof pe zi, dar când ne văd de ăștia mașina aia tare, îmi place chestia asta la voi, tare, beton, să moară de ciudă vecini. Dar cum mor tu de foame înainte? Până moare la de ciudă. Nu? Ne interesează fațada, luxul, părerea altora. Nu? Acum am văzut că s-au mai schimbat multe lucruri în România. Și aici oamenii se îmbracă comod, se îmbracă curat, frumos, dar înainte se îmbrăcau nu că aveau ei nevoie de treaba asta și trebuia să creadă cineva că suntem foarte bogați. Mergeam pe corso la costum. Singurul că l-aveam, dar să creadă toată lumea că suntem intelectuali. Nu? Lucrurile acestea sunt extrem de importante și aș vrea să închei cu două citate care îmi plac foarte mult. Se spune că pentru unele femei, bărbatul ideal trebuie să fie destul de deștept ca să facă mulți bani și destul de prost ca să lase să cheltuiască ea. Asta este bărbatul ideal. Nu râdeți, doamnelor, că unele v-ați căsătorit cu mâna asta. S-au suflut. Și n-ați reușit. Nevastă, în mod sigur, mi-a reușit. Uite ce spune Onassis, care a fost un om extrem de bogat. Zice, dacă n-ar fi femeile, toți banii din lume n-ar avea nicio importanță. Da. Asta știa ce spune. Vreau să fac o mică pauză aici și am un filmuleț. Nu știu, putem să ne luăm tot de la de unde lăsăm acum. Avem un filmuleț care se numește Toți cei care. Vorbește despre comunicare. Filmul ăsta este o reclamă, de fapt, dar vorbește despre comunicare. Este extrem de important cum comunicăm unii cu alții. O să vă placă. Toți cei care. Vreți să-mi facem mai mare un pic? De la capăt, de la capăt. Pe Nogoli, el nu s-a fost supra micules. Luați-l de la capăt, vă rog, că mi-ați luat de la... De la început, vă rog. Pe Nogoli, el nu s-a fost supra micules. Se poate de la început. Και όσους φοράνε καρσόν και κρατάνε και κόπλο.
haideți să trecem la al doilea factor de stres, copiii și creșterea lor. Copiii și creșterea lor. Era vorba că începem de unde am lăsat, băieți, iar urmă de la capăt. Așa. Bun, copiii și creșterea lor. Eu cred că atunci când un băiat face curte unei fete, sau invers, ar trebui stabilit de la bun început teologia familiei, teologia facerii lumii, nu? Cartea Genezei pentru familie. Pentru că, în funcție de teologia aceasta, ne vom dimensiona familia și vom avea sau nu vom avea armonie în casele noastre. Noțiunea aceasta de dimensionarea familiei este foarte nepopulară în rândul multor credincioși de astăzi. Datorită unei teologii a afacerii lumii sau a creșterii, a numărului de copii pe care ei au adoptat-o în viață. Eu am un respect deosebit pentru orice teologie de domeniul acesta și nu judec pe nimeni are sau nu are copii. Nu este business-ul meu. Este business-ul lor și al lui Dumnezeu. Și nu este al meu. Nu cred că cineva care are 16 sau eu am avut o familie în Chicago cu 19 copii și-au irosit viața. Nu cred asta. Cred că Dumnezeu le-a dat resurse și modul de a înțelege lucrurile cum le-a dat. Și cred că au avut o familie fericită și toți acei 19 copii au fost pocăiți și sunt pocăiți la casele lor și oameni de treabă. Am mai văzut și reversul, oameni care au unul sau doi și ei sunt în pușcărie sau cine știe pe unde sunt. Pentru că nu este numai teologia familiei, ci și cum îi crește pe copii, nu? Important. Și de aceea zic eu că cei doi este important să știe și să aibă aceeași teologie a familiei, a afacerii lumii, nu? A numărului de copii. Pentru că dacă nu se pun la oaltă cei doi, vor exista conflicte tot timpul în acest domeniu. Nu vreau să discut despre metode anticoncepționale, știți despre ce este vorba, dar vreau să vă spun ceva, ceva ce am descoperit în conferințele mele de familie. De obicei, când suntem în conferințe de familie, vin câțiva, povestim, stăm de vorbă, și de obicei aud unul următorul scenariu. Ascultați-mă bine. Au deja 3 copii. Și au 3 ani de la căsătorie și fiecare an s-a născut câte unul. De obicei vine bărbatul să reclame că s-a întâmplat ceva cu nevasta lui. Umblă la rugăciune, frate, zice. A dat peste niște surori bătrâne. Când stinge becul, îmi ține predicuțe. Îmi ține versete biblice, îmi spune cât de firesc sunt eu și numai la alea păcătoase mă gândesc. Că ar trebui să mai postim și să ne rugăm. Că așa a zis sora, nu știu care. Sunt disperat, mă frate, zice, nu știu ce se petrece aici. Omul nu este înarmat teologic să aibă asemenea dispute cu pentru întuneric. Lucrurile sunt foarte simple. O fată frumoasă, zveltă, trasă prin inel, se căsătorește, după 3 copii, volumele s-au schimbat, nu? Formele s-au schimbat, devine robă la copiii aceia, prizonieră, nu? Cu bărbatul nu s-a întâmplat nimic, ăsta tot ficior, fain arată. Acum vă spun care treaba. Au și soțiile noastre răzbunarea lor, pentru că ne fac mâncare bună să creștem și noi, nu numai el. Să creștem din alte motive. Și atunci, femeia asta disperată, care își pierde formele, și-a pierdut libertatea, orice venire acasă a bărbatului este o altă amenințare, nu? Așa,
Atunci se duce să caute sfatul unei surori mai bătrâne, mai spirituale. Și aia învață exact ce a făcut ea. Nu. Că doar nu s-o trimite la magazin. O trimite la rugăciune. Și o învață ceea ce a făcut ea. Și dintr-o dată rugăciunea devine mijloc anticoncepțional. În Biblie n-am găsit așa ceva nicăieri. Nu. Nu e de mirare că familia aceea adună niște tensiuni teribile, nu? Pentru că niciunul n-are curaj să discute pe față, deschis, problema aceasta și să o lămurească. Bineînțeles că aici, în dimensionarea familiei, în stabilirea numărului, apare și cuvântul ăsta atât de teribil. Oare chiar o fi păcat să scăpăm de ăsta sau nu o fi păcat? Lucrurile sunt extrem de complexe și sunt niște principii fundamentale. Cel care dă viața este Dumnezeu și cine ia viața comite o crimă. Eu nu cred că un creștin ar trebui să se gândească și să folosească metoda asta de dimensionare a familiei. Niciodată. Nu cred că trebuie să folosească niciodată. Dacă vin pe lume copiii ăștia, cine are grijă de ei? Cine se ocupă de acești copii? Are și tata responsabilitatea de a crește copiii sau numai mama? Educarea copiilor, nu? Educația lor. Intervine pe urmă părtinirea. Știți povestea aceea, mai ales în familiile desfuncționale de azi, sunt atâtea căsătorii și necăsătorii. Zice, hai mă Ioane, că pruncii tăi cu pruncii mei îi bat pe pruncii noștri. Nu? Ați auzit povestea asta, nu? Iacob e al mama, nu? Esau e al tata. Asta e din Sfânta Scriptură. Știți ce aici dintre cei doi copii, când unul este folosit împotriva celuilalt și împotriva celuilalt partener în căsătorie, când există partenire în căsătorie. Iată un citat foarte drăguț, zice că mulți copii ar călca pe urmele părinților lor dacă nu s-ar teme să fie primiși. Sursa numărul 3 de conflicte și de stres în familie, relațiile intime. Cineva a spus că bărbații sunt ca ziarul. Ziar de dimineață, zilnic, cotidian, urmă săptămânal, bilunar și ediție specială. Nu contează la ce nivel sunteți și unde sunteți. Vreau să vă zic că în relațiile intime, de o importanță formidabilă este comunicarea și cunoașterea, efortul acela minim de a ști despre ce este vorba. Ar trebui să pui mâna pe o carte dintre să te însori. Nu? Când ne căsătorim, domnule, nu ne cere nimeni să mergem la școală. Dacă vrem carnet de conducere a mașinii, nu? Trebuie să mergem la examen. Să vadă cineva, știe sau nu știe. Când te însori însă, te întreabă frații, din dragoste și nesilit de nimeni? Și el zice, da. Americanii zic, I do. După care te go to do it, nu? Se apucă să o facă și uneori nu știm lucruri elementare și nici nu comunicăm. Există un fel de mistică a relațiilor sexuale despre care nu discutăm în familie, nu citim, ne se groază să întrebăm pe cineva, nu? Și lipsa de comunicare în domeniul acesta este teribilă, este groasă. Se spune că
Într-o zi bărbatul s-a înfuriat, a luat farfuria cu castraveți, murați și-a dat mai de pământ. A zis, 10 ani de zile am mâncat în fiecare zi castraveți, murați, nu mai mănânc nici cu miliția. Soția s-a speriat și Doamne Iisuse, de când ai venit la noi, prima dată și mai cerut de nevasta, ai spus că nimic pe lumea asta nu-ți place așa de mult ca și castraveți murați. Și în fiecare zi i-a fost ca să le aveți murat. Și 10 ani am mâncat. Nu? Și într-o zi s-a înfuriat și dat pe de pământ, nu mai vezi. Ascultați-mă bine. Dacă nu vă place ca să le aveți murat, spuneți-o Domnului. Dar... să nu vezi mâncați-o de viață. Comunicați, spuneți, vorbiți despre lucrurile astea. Fiți transparenți. Ce-ți place, spune că îți place. Ce nu-ți place, spune că nu-ți place. Comunicați lucrurile astea. Dacă nu comunicăm, tensiunea din familie este teribilă. Nicăieri se pare că nu este egoismul nostru mai evident decât în relațiile intime. Dacă nu-ți pasă numai de tine și de plăcerile tale și de dorințele tale, ai ruinat familia aia complet. Ai ruinat familia aia complet. Asta este un subiect care ar trebui discutat enorm de mult în bisericile noastre, pentru că văd așa multe femei resemnate. Asta e un rău necesar. Așa e un pachetul ăsta care se cheamă viață, căsătorie. Păi ea și rău ăsta, că nu mai avem ce face, ăsta e. La țară. Eu nu cred că ăsta e un rău care trebuie să-l înduri și să-l rabzi toată viața. Dar putea să ai un bărbat care ar trebui să aibă curajul să vadă lucrurile altfel, să gândească și la dumneata decât numai la el. Ar trebui să vorbim despre abstinență, chiar și în căsătorie. Poate mai mult în căsătoria de astăzi. Pentru că abstinență înseamnă disciplină. La Biserica Betel, cred că sunt 30 ceva de ani în urmă, când am ținut o conferință de familie și am spus că, în mod normal, statistic vorbind, există 2 sau 3 relații pe săptămână într-o familie normală, medie. Au venit niște bărbați la mine, la sfârșit. M-am găsit într-un colț și vână norocitele, să mai spui prostii din astea aici. Dar ce am zis? Le bagi idei la capa lui, că n-am spus, de-aia mă ne mai, să-l luat în fiecare zi. Mai era speriat de chestia asta. Disciplină, respect. Respectul celuilalt. Soția ta nu este un mobil de uscaznic. Și nici bărbatul tău o mobilă. Este o ființă creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu pentru care a murit Hristos. Trebuie să cultivăm acest respect față de o asemenea ființă specială. Este darul pe care Dumnezeu ți l-a făcut ție. Este tot ce s-a putut întâmpla mai bun și mai frumos pentru viața ta. Iată ce spunea Helen Rowland, când se mărită o fată, schimbă atenția multor bărbați pentru neatenția unuia singur. Teribilă chestia asta. Nu? Ciudată. Ar vrea să facem o pauză și observați numărul de la slide-ul ăsta ca să mergem direct la el, ok? Și avem un filmuleț care se cheamă Lever Accident, accidentul cu scara. Bărbaților, deschideți ochii bine la chestia asta. You missed a bit. Come here, my boy.
σας. La Domnul este foarte mare.
Când însă cele două religii, a soțului și a soției, sunt diferite, sunt două seturi de valori diferite care se promovează în casa aceea. Când tata se duce la pescuit și mama se duce la biserică, unde credeți că merg copiii? La pescuit. Nu-i așa? Timpul petrecut diferit duminica. Duminica este ziua în care se desparce noi, nu? Când a venit în America, din America acum cu soția, ea i-a luat biletul mai târziu. N-a fost hotărât de la început, ne-am hotărât mai târziu, ne-am luat biletul și n-am mai avea același locuri. Să stăm unul lângă altul în avion, nu? De la Phoenix până la Chicago, am stat pe locuri diferit, așa am fost, n-am fost. Dar la Chicago m-am supărat, m-am dus la linia aeriană, la Lufthansa și am zis, Doamne, ce Dumnezeu a omit, nici o linie aeriană n-are voie să desparte. Așa scrie în Biblie. Să uitat aia la mine, zice, în viața mea n-am auzit o chestie din asta. Ne-a pus la o altă. Și Dumnezeu împreună a pus la o altă, nici bisericile n-au voie să desparte. Știți asta? Nu? Nimeni n-are voie. Dar atunci când vine duminica, el merge la frații baptiști, ea vine la pentecostal sau invers. Nu? Și ar fi să mergem în același loc, că nu se întâmplă nimic. Nu? Poți să fii nepocăit și la baptiști? Eu lucrez cu fratele de somn vreo 10 ani, deci l-am... cum? Era baptist atunci. Și zice, zice, frate, știi de ce ai angajat mai tare numai pentecostale aici la traducere de cărți? Ce nu? Pentru că baptiștii n-au dat altă măcerii. Ce mai ai ce dat cu baptiștii? Au zis, nu, domnule, că de la baptiști m-am pocăit. Mă, prăvădetă! Acum te poți pocăi și de la baptiști, te poți pocăi și de la pentecostal, dar stați împreună. Asta e extrem de important. Copiii vor trăi într-o confuzie formidabilă dacă mama și tata au dispute teologice tot timpul. Așa cum ziceam, veți merge la două biserici diferite și îi se vor duce în lume. Un citat care să vă placă, Kingsley Amis zice, el era credincios în sensul că biserica la care nu mergea era cea catolică. Numărul 4, cred că este, sau 5, nu mai știu, relațiile cu rudele. Relațiile cu rudele. Nu? Ascultați-mă, Biblia spune foarte clar, va lăsa omul pe mama sa și pe tatăl său. Îl lași, dar nu te lasă ei. Nu te lasă ei. Au idei. Știți, soacră, soacră, mama acră. Nu? Da. Sfatul ăla expertului. Vă rog, dacă sunteți soacre, mai ales, nu dați sfaturi, vă rog, absolut deloc. Feriți-vă de treaba asta. Știți, fraza asta se folosește foarte mult. Când eram noi, ca voi, când eram noi tineri, când noi ne-am căsătorit, ne-am mutat la Oradea, ne-am mutat cu socrii. Eu m-am înțeles așa de bine cu ei, m-am lipit așa de tare de socrii, mai bine decât cu părinții mei. Și astăzi, și astăzi, după moartea lor, când vin în România, vin la Oradea. Mă duc câte o zi, așa, câteva ore, să-l văd pe tata la tot cot. Am devenit câte oradean, pentru că, hai să fiu serios, orice bărbat serios, din satul nevastă. M-am legat enorm de mult de ei, de socrii mei, dar cele mai multe
tensiuni în familie, nu zic scandalul că n-am avut așa, dar așa tensiuni, mai câte o vorbă astră, mai puțin net, așa, era între soția și maică-sa. Nu? Și părinții ei. Pentru că dacă noi aveam o idee să mergem în concediu, nu? Faceți voi cum vreți, nu? Dar noi, când eram ca voi, nu eram în concediu, nu? Băile ferii sunt acele o parată lângă noi, cum stau? La mare, la munte. Felix. I-am dus în concediu cu forța. I-am dus la Borse. La Borse. Au rezistat la o trei zile, după care a început. Uite ce l-au făcut prunci ăștia. Patul meu de acasă. Dorm pe scânduri astea aici, astea, nu-i saltea, Domnul. N-ai aer în cameră. Doamne Iisuse. Lăsați acasă, mă duceți în concediu. Mai glumeam cu ei și după ce au plecat în America, mai glumeam cu s-au crezut. Doamne, mă înțeleg, așa ai venit cu medale de când aveam un ocean între noi doi. Când trebuie să lași pe tatăl tău și pe mama ta, asta înseamnă să te muți în alt loc decât ăla în care stăteai tu. Okay? Sau, nu, nu înseamnă că lași să te muți în camera aia. Mută-te în partea alta orașului. Mută-te într-un alt oraș. Pune o distanță geografică. Este enorm de important. Trebuie să fii capabil să-ți duci familia singur, să ai decizii de unul singur. Pentru că așa cum spuneam, tu poți să-i lași, dar cumva nu vor ei să te lase. Și atunci rudele astea binevoitoare se amestecă tot timpul în familia ta. A fost o zi în care am strigat o dată tare la propria mea soră și a spus, ascultă-mă aici. După Dumnezeu din cerul, okay, e soția mea. Pe urmă vine mama și tata și pe urmă tu. Okay? Să ții bine în minte ordinea asta a ierarhică și să nu depășești în viața ta. Ai înțeles? Am înțeles și s-o termină. Dar trebuie să existe o asemenea zi în care până și mama aia binevoitoare și tata la netreabă, okay, trebuie să-i spui după Dumnezeu din cerul, nu ești tu, e soția mea, este soțul meu. Pentru că cineva a spus și îmi place asta foarte mult, principala cauză a fericirii din Eden, a primei perechi, este că n-aveau socri și nu n-aveau socri. Aș vrea să vorbesc vorba puțin despre adulter și divorț, ultima sursă de tensiune și de stres în familie. Asistăm în societatea de astăzi la o desensibilizare a omului față de cele păcătoase, față de lucrurile rele. Pornografia de la televizor, din ziare, din internet și așa mai departe, ne desensibilizează. Ca David, ne relaxăm și noi și ține foarte mult la relaxare și crede că relaxarea trebuie extinsă și asupra principiilor morale, nu? Privirea stăruitoare de pe terasele noastre spre sora Bathsheba, care face baie, cred că intenționat, să o vadă tovarășul rege, nu? Să ajunge la vârful piramidei și cu alte mijloace, nu? Numai cu sabia se câștigă lumea bătăliile, ci și cu teatra de la sabie. Urmează argumentația aceea rațională, nu? Beata fetiță, nu lăsată singură, ăsta urie, ăsta umblă la războaie, nu? Uite ce deprimate, doar nu niciun păcat, nu? În numele Domnului o încurajăm puțin să reziste aceste perioade de securitate.
Și urmează păcatul, după care divorțul, care este mai rău ca moartea. Ascultați-mă bine, eu știu exact ceea ce spun acum. Dacă ar fi murit ori fiul meu, ori fosta mea, în ora lucrurile ar fi foarte simplu. Dar ea trăiește în alt stat, el într-altul, copilul lor la mine acasă, că l-am luat la mine acasă, că îl creștem noi. Apropo, dacă vreți să rămâneți tineri, sunt două soluții grozave. Luați un nepoțel și îl creșteți. S-a adaptat un copil tânăr. Are 11 ani și mă simt un tată foarte tânăr. Și faceți o biserică nouă. Ca să vedeți cum întâlnesc tineri. Zic, dacă ar fi murit unul dintre ei, lucrurile s-ar fi terminat și este dar tot timpul sunt în contact unul cu celălalt, vrând nevrând, când ți-e lumea mai dragă, nu? Te întâlnești cu omul care ți-a ruinat viața. Și asta se va continua până la moarte. Și un divorț este mai rău ca moartea. Știți că primele victime ale unui divorț sunt copii, nepoțelul meu are 11 ani, e clasa 6 și are o profesoară de limba engleză formidabilă. Îmi place grozav de mult profesoara aceea. Îi obligă pe copii să citească 15 pagini în fiecare zi dintr-o carte și trebuie să facă un rezumat. Asta e temă permanentă. Non-stop. Și cam o oră în fiecare zi trebuie să citească cu voce tare, că mai vreau să învăț și eu engleză. Îmi citește cu voce tare cele 15 pagini. Știți că toate cărțile vorbesc despre părinți divorțați, despre copii care trăiesc numai cu mama, cu tata și mai departe. E normal. În clasa copilului meu, nu știu dacă sunt un sfert din copii care au tată și mamă de la bun început. Toți sunt din familie din asta disfuncțională. Și bineînțeles că cei răuri cărților reflectă societatea în care noi trăim. Și la concluziile capitolului citit, Aidan, nepoțelul meu, spunea erou cărții seamănă foarte bine cu mine, că și eu sunt copil dintr-un divorț, locuiesc cu bunicii, ca și erou. M-am îngrozit, m-a dorit inima. Pentru că n-am crescut așa. Eu am avut tată și mama. Divorțul este îngrozitor. Dar știți care este principala cauză a tuturor divorțelor? Căsătoria. Căsătoria care nu e bună, care nu funcționează. Principala cauză a tuturor divorțelor este căsătoria. Ne apropiem de încheiere și aș vrea să mai puneți o imagine, este tot în pachetul acela. Este o poză, este o imagine. Aș vrea să vă uitați un pic pe chestiunea asta. Este o metamorfoză a alintului într-un cuplu căsătorit. La bărbat, de exemplu, la început, este bărbatul îi spune neveste puișor, puiuț, pui, iepuraș, gândăcel, motănel, mielușel, cocoșel, ursuleț, bursuc, mânz, așa îi spune nevasta la bărbat, mânzule, armăsar, taur, leu, leopard, tigru, iepuroi, dulău, cârlan, cintezoi și cocoș. Ușor se transformă în popândău, măgăruș, țap, berbec, vițel și spre final ajunge guzgar, papagal, scox, gorilă, uragutan, minunțau, cașalot, mascoton, măgar, porc și inevitabil boule. Asta este evoluția, metamorfoza a lintului în cuplu căsătoric. La femeie, pornește de la privegătoarea mea, lungul mierlă, ciocârlie, vrăbiuță, gândăcel, șoricel, pisicuță, broscuță, furnicuță, albinuță, libelulă. Se trece spre porumbiță mai înguțită, fâță,
Vulpiță, pupăță, bufniță și bubă. Ajunge la vieste, vipere, lăgătoare și pelitoare, cu cutea, cloșcă, gâscă, hiergă, cățea, balenă și, evident, vacă. Asta este din vocabularul neagru și românesc, în alintul, în căsătorie. Tati, zice un băiețel din Chicago la taică-sa, de ce? Ce înseamnă puiuț? Că au auzit pe taică se spune puiuț lumeiță. Puiuț. Zice asta, nu ce? Pui de găină. Aha, păi nu stăm, zice. Și de ce pui tu găină lumeiță? Pentru că ne-ai vrea să spună cuiva chicken, îi spune că e fricos. E fricos, e o jignire. Se spune ceva, bă, chicken, ești o găină fricoasă. Și spune, ce spune la mama găină la mine? Era foarte jignit copilul, îi taie că îi spunea găină lumeiță. Înainte ca să discutăm ieșirea din criză, așa cum să rezolvăm conflictele care sunt în criză, aș vrea să menționăm 6 principii fundamentale de care trebuie să ținem cont. Trebuie să veniți la școală un pic. Pe marginea aia din stânga, dacă alegeți la PowerPoint, sunt toate slide-urile și până. Nu, la voi nu. Vă aveți varianta românească. Dar e bine să repetați, vedeți? Recapitulare, mama învățătorie. Așa, 6 principii fundamentale. Numărul 1. Sunt responsabil de propria mea atitudine. Ascultați-mă. M-ai enervat! Nu, ai hotărât tu să te enervezi. A provocat. Nu da vina pe alții. Nu da vina pe soț sau pe soție. Că tu ești așa pentru că ea este nu știu cum. Nu, este atitudinea ta. Tu ai decis să te porți cum te porți. Asta este absolut fundamental. Principiul numărul 2. Atitudinele îți afectează acțiunile. Vei face lucruri negândite și abuzive pentru că ai dat voie unei atitudini negative să se dezvolte. Numărul 3. Nu poți schimba pe nimeni, dar nu poți influența. Zice că toți bărbații, băieții se căsătoresc să nu se schimbe mireasa aia atât de frumoasă. Și asta se schimbă, Domnul. Și toate miresele se căsătoresc să-l schimbe pe trogloditul ăla. Și ăsta nu se schimbă, Domnul. Nu e ciudat. Foarte ciudat. Tot în domeniul ăsta vreau să vă spun că nu-l puteți schimba pe sufletul dumneavoastră, numai eventual cu altul. Încercați să luptați să-l schimbați pe alălalt. Este o luptă inutilă. Numai omul se poate schimba singur. Poți să-l ajuți, poți să-l influențezi, poți să-l încurajezi, dar nu îl poți schimba pe celălalt. Numai așa cum ziceam cu altul eventual. Zice că plângeam la mic. Noaptea și mama s-a ridicat din pat, zice, mă duc să-l schimb pe ăla mie. Și bărbatul s-a vorbit, zice, dacă îl schimb eu unul care nu plânge. Acțiunile mele nu sunt și nu trebuie controlate de emoții. Okay? Aveți grijă la treaba asta. Numărul 5. Admiterea perfecțiunilor nu înseamnă că sunt un ratat. Când recunoști că ai greșit, nu înseamnă că ți-ai pierdut autoritatea. Nu înseamnă că ești un ratat în familie, ci din potrivă, câștigi autoritatea. Dragostea însă este cea mai puternică armă spre bine din lume. Astea sunt câteva principii absolut fundamentale dacă vrei să rezolvi conflicte în familie. Cum să ieșim din criză? Haide să zicem că avem rude care se amestecă și tulbură casa noastră. Haide să zicem că avem probleme financiare.
că nu ne înțelegem în relațiile intime, că avem religii diferite sau cine știe ce alt factor de stres pe care eu nu l-am pomenit aici, că sunt mult mai multe, mult mai multe decât am zis eu. Haideți să vedem câteva chestiuni practice care să ne ajute să rezolvăm crizele. Numărul 1, începeți cu rugăciune. Începeți cu rugăciune. Rugați-vă pentru situația în care vă aflați. 2. Fii calm. Va fi mai ușor să discuți problema cu celălalt, cu soțul sau cu soția ta. 3. Defineșteți problema care există și situația pe care vrei să o schimbi. Foarte clar. Nu bate șaua să priceapă iapa. Niciodată iapa nu pricepe când e șaua bătută. Spune lucrurile clar, concis și sunt șanse să le rezolvi. Nu vorbim pilde și proverbe și zicători. Spune o neauș pe românește cum e. Bă, mă enervează, mă, da. E mult mai corect decât să spui de când am introdus o altă persoană, de ce în feminin, un om venit. În ecuația complicată a căsniciei noastre. Niște factori de stres special. Nu, nu mai spune clar, deschis, clar, și atunci lucrurile se rezolvă. Comunică nevoile spunând cum te simți și care sunt nevoile. Evită să dai vina pe celălalt. Nu da vina pe celălalt. Ascultă cu atenție la punctul lui de vedere, respectându-i sentimentele, fii deschis la minte și nu argumenta în gând. Știți cum are loc un dialog a surselor? Tu spui ceva, ea se gândește ce o să zică după ce taci tu. În timpul ăsta nu auzi nimic ce ai spus. Eram la liceu și bunicul meu construia, cu el lucram la pardoseala unei case, unei camere, puneam parchet. Și eram la operația aceea, săpam niște șanțuri, să punem niște grinzi de lemn, peste care se punea scândură și apoi se dădea parchet. Și lucram împreună și vine dascălul din sat. Îi spuneam luminică la dascăl. Ăsta era un comunist, ăla numai lui zice, avea un limbaj politic desăvârșit. Bună ziua, pace Ioane! Bună, zice moșul. Zice, dar ce lucrați aici? Păi, zice, punem parchet în camera asta. Vedeți, bacii mari, progresul tehnic, a subțit partidul. Spune asta niște fraze din alea. Zice, moșul, bine, bine, după ce termină șanțul ăsta, punem grins de lemn aici. Și știți, partidul ăsta vorbea politică, moșul vorbea de parchet. Nici unul n-a auzit ce spune el ala. Nici unul n-a auzit ce spune el ala. Mi-a rămas pe toată viața în minte dialogul acela surzilor. Când vorbește cineva, ascultă. Ascultă. Din păcate, în timp ce vorbește, deja noi știm ce o să zică, ce o să spune când o să tacă ăsta. Și atunci n-auzim nici ce spune și are loc acest dialog al surzilor. Numărul 6. Fii gata să privești la mai multe alternative. Vino cu cât mai multe soluții. Mai eu zice să îi cumpărăm o garsonieră lui maică ta. Nu? O departe, dar să aibă și ea liniște și pace, nu? O altă idee ar fi să ducem la țară. Nu? Sau să plecăm în Africa și să uităm acolo. Păi, vină cu mai multe soluții la problema aia, nu? Și vezi ce spune celălalt. Evaluează alternativele, vină cu un plan în avantaj reciproc. Încearcă planul, practică soluțiile, păstrează angajamentele, fii optimist și pozitiv. Reevaluează după o săptămână sau două, fă ajustările necesare și eventual încearcă un alt plan, dacă primul nu merge.
Nu te da bătut. Asta sunt niște chestiuni extrem de practice ca să ieșim din criză. Tema pe care o avem acum, tema care urmează, am intitulat-o în timpurile familiei. Anotimpurile familiei. Înainte ca să trecem prin aceste anotimpurile familiei, vreau să fac câteva afirmații generale. Călătoria familiei prin viață nu este o croazieră de plăcere, ci o aventură plină de dificultăți. Crizele de care nicio familie nu este scutită nu vin doar din accidente sau evenimente, care sunt neplăcute, cele țin și de evoluția în timp a familiei, de anotimpurile familiei. Vom vedea această trecere în revista vieții de familie, prin anotimpurile ei, că la fiecare anotimp există un gen de dificultăți, un gen de probleme. Și o să avem în final o vedere așa de sus, din avion, a întregii vieți de familie, de la începutul ei până la sfârșit. Mi-ar face plăcere fiecare dintre dumneavoastră să încercați vreo cu soția să vedeți în ce anul timp vă aflați și să fiți conștienți de genul de probleme care există în anul timpul în care este familia dumneavoastră. Bineînțeles, trebuie să începem cu primăvara, așa e? Vine primăvara. Căsătoria începe cu nunta și știți foarte bine ce înseamnă lucrul ăsta. Ați trecut pe aici. Noi în America ar trebui să purtăm niște tricouri din alea pe care să scriem am supraviețuit unei nunți românești. Pentru că e teribil, mai ales pentru părinți. Dar și pentru ceilalți, bineînțeles, pentru noua familie care se formează. După ce se alege partenerul, nu? Alegerea partenerului, alegerea partenerului, care este o chestiune destul de delicată, îmi pare rău că în bisericile noastre nu există mai multă învățătură pentru tinerii noștri cum să-și aleagă partenerul de viață. Din păcate, poate să fie învățătură peste învățătură, cum spune Sfânta Scriptură. Dacă ai niște băieți, așa cum am eu, cum am avut eu, exact cum am zis eu, n-am făcut. Nu? Tot pe dos. Tot mă gândesc că dacă aș fi dat comenzi inverse, știi? Cum făceam când erau mici, bă, să nu te apuci să vii la mâncare, ba vin! Așa mâncau că dădeam comenzi inverse. Nu știu de ce am uitat la căsătorie să nu le-am dat comenzi inverse, că poate reușeam să fac ceva. Că le-am zis, mă băieți, mă uitați fetele astea din biserică, părinți, prieteni de-a mei, cunoști, de o viață, vi le recomand. Mi-au spus, no chemistry. Nu e nicio reacție chimică față de fetele alea, n-am avut nicio șansă. Au reacționat chimic unde nu trebuie. Ar trebui să existe mai multă învățătură și mai multă lumină din partea lui Dumnezeu pentru tinerii de astăzi atunci când își aleg partenerul în căsătorie. Urmează după nuntă luna de miere sau de marmeladă, nu? Când s-a recăsătorit lucrul meu, un mintor s-a supărat pe mine. Când acum veniți în America, sunteți în luna de marmeladă, s-a supărat pe mine. Dar uneori poate să fie lună de marmelată și după nuntă, pentru că uneori mânca miere înainte de vreme. Urmează un conflict foarte serios care începe, pentru că, așa cum zicea cineva, femeile vin de pe o planetă, bărbații de pe alta, de pe Venus și bărbații de pe Marte și există foarte multe dificultăți în ajustarea în primelor ani. Soția mea, după 10 ani de căsătorie, mi-a zis,
Mă, dacă tu ai fi fost așa mai de treabă în primii 10 ani, cum ești acum, tare bine ar fi fost. Dar fiecare dintre noi învățăm să fim bărbați și învățăm pe bietele soții, ele învață să fie soții pe bieții pe noi. Și primii ani nu sunt ușori, sunt foarte dificili. Renunțăm greu la noi înșine, la tabieturile noastre, la obiceiurile noastre. Și tensiunea aceasta nu este deloc ușor de rezolvat. Observăm că dragostea nu acoperă chiar totul, așa cum am auzit noi în predica de la nuntă, nu? Din 1 Corinteni, capitolul 13. Sunt unele lucruri care nu le acopere. Și tot în perioada aceasta ar trebui stabilită teologia familiei, așa cum am vorbit înainte. Am un filmuleț pe care vreau să-l vedeți, se numește Ar fi așa de ușor. Mai ales în primii ani, ar fi așa de ușor dacă am găsit butonul acela cu pricina. Imaginele le-au creat mexicanii. Am constatat că și ei săraci tot probleme ca noi. Haideți să vedem. Ar fi așa de ușor. Sonoră, dacă puteți. Doamne, oare ce-o păcătit valea de
le pedepsit așa. Dar slavă Domnului că au scăpat de necazuri și și le-au luat ele. Necazurile alea. De bună voie și meserită de nimeni. Nu? Familia noastră este formată din dumneavoastră și soțul dumneavoastră. Din dumneavoastră și soția dumneavoastră. Asta este familia dumneavoastră. Copiii sunt un adaos. Sunt ceva adăugat pentru o vreme. Vă vor lăsa și vor pleca. Și dacă în timpul ce îi aveți, vă despărțiți de soțul dumneavoastră, lipindu-vă de copii, veți suferi o tragedie, pentru că veți fi condamnată să stați sub același acoperiș cu un străin de care v-ați înstrăinat în timp ce ați avut pe copiii dumneavoastră. Până au fost copii în casă, ați avut ce discutat tot timpul despre copii, despre tot, copii, temele de casă, se căsătorește, pleacă în armată, eu știu, copiii, prioritatea numărul. După ce pleacă, veți descoperi că nu mai aveți subiecte de discutat. Începe să vă fiți, vorba la soția mea, noi vă fim, dar vă fim pe ai noștri, rucii noștri. Asta e treaba noastră, nu? Zice că după ce au plecat copiii, de fapt o să discutăm asta un pic mai târziu, sub acoperiș rămân doi străini. Foarte multe divorțuri se petrec după ce pleacă copiii. Apoi vine vara. După primăvară vine vara și am intitulat-o Lunga vara fierbinte. Pentru că e foarte fierbinte, credeți-mă. Începe revoluția noi generații. Un conflict formidabil, războiul de independență. Nu mai vine acasă la ora care spui tu. Nu se mai îmbracă cu rochia care spui tu. Și mai ales nu o să fie lungă cât vrei tu. Copiii încep să-și câștige independența de tine. Până acum a fost totalmente dependență de tine și de munca ta și de banii tăi și de tot. Și acum vor să se rupă de familie. Sunt familii care sunt foarte reticente să le dea libertate copiilor, nici nu vor să audă. Îi tratează copii până mor. Alte familii nu le pasă, le dau toată libertatea copiilor și ăștia nu știu ce să facă cu ea și ajung rău de tot. Procesul în care le dăm libertatea copiilor este un proces foarte dureros și foarte important pentru sănătatea copiilor și pentru sănătatea relațiilor noastre cu ei. Acum, familia începe să aibă fii risipitori. Drama aceasta se repetă aproape în fiecare casă. Rar familia este scutită și binecuvântată este casa aceea care n-are băieți sau fete risipitoare. Într-un fel sau altul, avem de-a face cu revolta lor și cu lupta lor de independență. În multe case, se așteaptă acea așteptare îndelungată a fiului risipitor de a se întoarce acasă. 10 ani din viața noastră a fost așteptarea întoarcerii acasă a fiilor risipitoare. Și am avut 3 odată. N-aș mai vrea să trec acolo. Am îmbătrânit înainte de vreme, soția a făcut dulce la stomac și a stricat ochii de atâta plâns, a intrat în depresie, ce să mai spun, o istorie întreagă, vreau să vă spun ce s-a întâmplat. Am trecut prin momente de revoltă, când am hotărât să-l scot afară și să nu mai aud de el, să-l șterg pe numele meu. Ce să vă spun? Mă duceam la avon să predic Evanghelia și doi dintre ei, pretoși, cu părul obosit în alte culori, îmbrăcați ca vai și amar, intram în biserică așa pe la 10 și 15, așa, și patrulau așa, sfidător, până în față să-i vadă tot. Toți dușmanii mei rângeau. Prunce popii. Predică frate Evanghelia după asta. Nu. Eu veneam să-mi dau cu ceva după ei. Teribilă perioada aceasta de așteptare a fiului risipitor. Dar dacă te înarmezi cu multă răbdare, cu multă dragoste, cu post și cu rugăciune, Dumnezeu ascultă rugăciunile și lucrurile se schimbă. S-au întors la Domnul unul după altul.
s-au căsătorit și cel mai rebel dintre ei este păstorul tineretului astăzi. Dar au fost cei mai grei ani din viața noastră. N-aș mai vrea să trec în ei niciodată. Mulți dintre dumneavoastră nu se scăpați. Îngerașul ăsta mic, care e atât de dulce și de frumoasă și de frumos, o să vă facă să suferiți cât un deavol în carne și oase. Și perioada aceea este foarte, foarte dificilă. Rugați-vă Domnului să o miluiți și să nu vă miluiască. Este o luptă pe genunchi pe care trebuie să o duceți. Este o perioadă în care vă veți apropia de Dumnezeu cum n-ați făcut-o niciodată în viață. O perioadă în care vă va schimba radical. Vă va da Dumnezeu dragoste, îndelungă răbdare, acceptare a tuturor rebelilor de pe lume. Când intră în biserică, acum am un vlăjgar, un ficior, tatuat tot și vine într-un maieu, așa să-i vedem tatuajele, patrulează prin biserică. Ce este omenesc așa și firesc în mine, îi vine să iau de urechi și să-i trag un șpiț, știți dumneavoastră, unde să-l scot afară. Dar când mi-aduc aminte de rebelii mei și prin ce am trecut eu, îl îmbrățișez, îl invit în față și îl iubesc așa cum este. Și îmi place așa de mult că și tatăl său are exact același spirit, îl iubește așa cum e, se roagă și așteaptă schimbarea lui. Nu este altă soluție. Eram în Spania și am venit o familie la mine și spune, frate, avem un băiat de 16 ani, de două ori a fost la poșcărie până acum, acum e a treia oară, sparge bărci, vinde droguri, e într-un gang, într-un bandă de răufăcători, nu știu ce să mai fac, l-am bătut, zice, numele Domnului l-am făcut praște. L-am scos afară, toate le-am făcut de lucru. Ce să fac? Mai ai vreo soluție? Sigur că da. Au venit ca la salvat, ca la Domnul la mine, să le spun soluția. Și le-am spus, post și rugăciune. Uite, noi 10 ani. 10 ani, frate, 10 ani. Păi noi numai de 2 trecem și stau în nebunit. Zic, nu e nicio garanție că 10 ani se termină. S-a făcut 20. Nu știu. Dar nu este altă soluție decât asta. Asta e singura soluție care există. De la acești inițiatori mei am învățat un lucru extraordinar, care astăzi este principiul fundamental al bisericii pe care o păstorează. Există două feluri de păcătoși. Prinși și neprinși. În bisericile noastre, păcătoșii prinși, nu, se dați afară de păcătoșii neprinși încă. De aceea, în jurul bisericilor, este un fel de nor de martori. Din ăștia, scoși afară, statutul îi prevede ce să-i facem dacă îl prindem, nu? Dar nu spune ce să facem, să-l aducem înapoi. Eu am deschis o biserică, se aduc înapoi pe ăștia. Deci știți de unde am învățat la propriile copii? Și când văd câte unul din ăsta pictat de culorile și așa, și văd că vine pe două cărări deodată, mă duc aminte de proprii mei copii și mă rog Domnului pentru el și am răbdare. Nu, să se întoarcă la Domnul. Vă spune foarte multe despre subiectul ăsta, dar nu vreau să vă îndrăzesc chiar așa rău. Va veni o zi a victoriei, când o să vă bucurați de întoarcerea acasă a Fiului Risipitor. Și este cea mai grozavă zi din viață, când mort în viață. Cel pierdut este găsit. Dar spuneam că urmează după vară și toamna, vine toamna și am ales, vezi rândunelele se duc pentru că se golește puiul și pleacă copiii. Am supraviețuit nunților, s-au dus, eu cu soția, după căsătoria ultimului, am plecat în luna de miere noi. Am plecat în Hawaii. Mi-au venit să schimb toate ialele și lacătele de la casă, codurile de la alarmă, să nu mai calce niciunul la mine. Să plec. Am golit toate camerele lor de ultima amintire. Așa? Și am zis,
am scăpat, slavă Domnului, am făcut datoria, Domnul pedepsit pe fetele alea. Am scăpat de el și am plecat în Hawaii, într-o lună de miere. Am rămas singur, deci intrăm în a doua tinerețe, nu? Și trebuie să ne reajustăm la noua condiție. Acum, unii o să aibă o surpriză formidabilă, dacă până acum copiii au fost centrul familiei, lipsește centrul familiei. Dacă până acum bărbatul a fost un alt copil acasă, nu? E foarte greu să treacă pe toți de bărbat dacă el nu a mai fost bărbat până acum. Să las o tăcere din aia grea, nu mai știu ce se întâmplă, zice cu o familie din asta, zice, băi, haide să mergem la vecin să vedem ce fac aia, că rămân singur, nu? Să-mi duc la vecin, zice, mă, voi ce faceți? Păi zice, uite, ne facem o cafea, ieșim pe terasă și stăm de vorbă, până să întunec. Wow, să știi că e bună idee. Să-l duc și-a cumpărat un aparat de cafea. Și-a făcut cafea, ieșit pe terasă, tot am stat, s-a uitat unul la altul, zice, mă, n-ai întrebat și ce discută? Trebuie să te reajustezi la noua condiție. Vă spun, noi, iar am luat-o de la capăt, acum având nepoțelul ăsta să-l crește noi, la noi nu s-a curit cuibul încă, nu? Avem nepoți și știți de ce să înțeleg pe bunicii cu nepoții din, nu? Au același dușman cu mult. Părinți. Cineva a spus că nepoții sunt binecuvântarea Domnului, că nu ne-am ținut de cuvânt când am zis că omorâm o bătaie de copiii noștri. Nepoții, foarte mulți bunici care când ne întâlnim, 2, 3, imediat scoatem poze nepoților, nu? Bă, dacă aș fi știut, o să fac direct nepoți. Ar fi scăpat de multe dureri, nu? Toamna însă înaintează și se scutur frunzele de loc. Intrăm în criza vârstei mijlocii. Femeile intră în menopauză și cineva a spus că menopauză înseamnă men, fă o pauză. Asta înseamnă. Tradus de un român, men, fă o pauză. Bărbatele fă o pauză. Oare bărbația nu menopauză sau nu? Sigur că au. Și cumpără o mașină de aia mică, sport, în care nu mai pot intra. Își cumpără niște boxele din alea să mă oprească părul, spray, nu? Știi că sunt trei feluri de chelii. Este chelia americană, aici în față. Băi, ce să mai facem? Ce să mai facem? Să scapă de până. Este chelie rusească, știți că asta? Doamne, ce-am făcut? Și atunci începem să reparăm lucrurile astea, menopauza bărbaților. Ritmurile încetinesc, avem nevoie de ochelari, mai ales să citim ziar. Începe frica de bătrânețe, nu? Știți, v-am zis, bătrânețea are singur defect. N-are niciun viitor. Ne temem de ea, vrem să dovedim că suntem tot tineri, nu? Pe mine mă distras o când așa pe la 60 și ceva de ani, mi-a arătat că mai putea face flotări. Ce n-o plățiuri. Ne temem de bătrânețe, credem că anumite ritmuri încetează, anumite funcțiuni încetează, nu? Frica de bătrânețe. Cu toate că sunt puțin de vârsta mea aici, am să vă spun câteva lucruri pe care le-am găsit într-o carte foarte faină, partea a doua a căsătoriei de Claudia și David Arp. O găsiți. Probabil că o să căutați după 60 de ani cartea aia.
Dar e bine să știți, e bine să știți. Pentru că vine iarna când se așează bruma peste vii. De? Iată câteva sfaturi foarte practice pe care autorii aceștia îi recomandă celor de vârsta asta când vine iarna și se așează bruma pe la tâmple. O soră de cea din Oradea mi-a scris pe Facebook zilele trecute, zice, eu sunt fata fratelui și mă nu dă un nume, zice, fata mai mică a fratelui, oaia neagră a familiei. Ca să încurajez un pic, a zis, soră, toate oile negre ajung albe. Uite-te la blana mea, poză. Acum, îi spuneam și pe partea alaltă că orice oaie neagră poate să ajungă oaie albă, dacă se pocăiește și se întoarce la Domnul. Iată câteva sfaturi pe care familia alb le dă celor care ajung la vârsta aceasta. Renunțați la dezamăgirile maritale din trecut. Iertați-vă unul pe altul. Restul căsătoriei poate fi perioada cea mai frumoasă din viața voastră. Vinul de la urmă poate fi cel mai bun. Este un sfat extraordinar și este foarte mult adevăr aici. Numărul 2. Căsnicia trebuie să fie focalizată pe partenerul de viață și nu pe copii. Lăsați copiii în pace. Spuneți-le să vină în vizită cât mai rar și să dea telefon când vine. Ok? Și să și plece. Eu am unul care cred că s-a mutat la mine dacă nu ajunge să mai plece acasă. Atât de mult îi place la noi că trebuie să-ți scot așa pe la 12 noaptea, mă, mai plecați și voi acasă, trebuie să ne împurcăm și noi suntem bătrâni, nu mai rezist, nu? Hai, mai, plecați acasă. Căsătoria trebuie focalizată pe partenerul. Soțul, soția ta trebuie să fie pe primul loc în lista priorităților tale. Copiii, un loc secundar, au viețile și familiile lor. 3. Mențineți-vă un sistem de comunicare bun unul cu celălalt. Comunicați. Petreceți mult timp discutând unul cu celălalt. Transparența și sinceritatea sunt un lucru obligatoriu. Numărul 4. Un menajament bun al mâniei și conflictului. Relația voastră trebuie să se aprofundeze. Frustrările vârstei trebuie înțelese de ambele părți. Pacea și armonia sunt mai importante ca dreptatea ta. Am o vorbă care spun tuturor, mai ales văd câte așa fraze de noștri de ora actuală, vor să rezolve lucrurile. Trebuie doctrina aia bună, realat, sunt greșiți, trebuie dreptate. Păi băieți, Dumnezeu ne cere să iubim, nu să avem dreptate. Ok? Știți asta? Învățați de un principiu absolut fundamental. Dacă nu iubim, nu o să intrăm în rai. Dacă să avem greșeli teologice, o să intrăm. Că niciunul dintre noi să nu stăm perfecți în Domnul ăsta. Toți avem drept la eroare. Nu? Toți avem drept să fim greșiți. Dar tuturor ni se cere să iubim. Ce folos ai ca ai dreptate? Bă, a fost neagră. Nu a fost altă. Și apoi tot discutăm, o să mănânci la McDonald's și o să dormi în garaj. Nu? Dacă ții să ai dreptate. Iubește și lucrurile se rezolvă. Zidește o prietenie profundă cu partenerul tău de viață. Nimeni nu poate fi mai bun prieten ca soțul sau soția ta. Bucură-te de prietenia lui. Vă mărturisesc. De-abia aștept să mă trezesc dimineața, avem un adevărat ritual. Mă duc să fac cafeaua. De? Avem cafeneaua noastră unde stăm, locul ei și locul meu. Bem cafeaua, discutăm, în fiecare dimineață ne rugăm Domnului și așa începem ziua. Nu pot începe ziua fără ritualul ăsta. Și avem atâtea de discutat, că parcă nici n-am început subiectele încă. Nimeni nu poate fi mai apropiat de tine și sufletul tău ca soția ta și soțul tău. Cultivă prietenia. Este o vârstă când asta este mult mai importantă decât alte năzbâni. Împrospătați romantismul dragostei voastre. Refaceți relația intimă din
poi probabil la alt nivel. Performanțele în intimitate sunt mai puțin importante decât comunicarea cu celălalt. 7. Adaptați-vă la schimbările pe care le aduc părinții în vârstă. Nu? Dintr-o dată ai părinții în vârstă bătrâni. Zice, auzi, nepoate, cum îl cheamă pe neamțul ăla mic, așa, care te face să uiți toate lucrurile? Alzheimer, bunicule. Alzheimer. Dar de unul care tot timpul uită. Ce faci? Și tata. Sunt o câțiva ani, bună, 4 sau 5 ani, am vizitat pe tata la Pâncă, dar domnule, după ce am schimbat numai câteva cuvinte, a pus gura pe mine, mi-a tras o spălătură din aia zdar, dar toate bârfele auzite despre mine, nu? Că am și eu de deși, care mă iubesc așa de bine și de bun că mă vorbesc cu tata de rău, nu? Și tata îi crede și mi-a tras o... I-a zis, bă, tata, uite-te la mine, am 60 de ani. Am 60 de ani, eu n-am venit din America să mă bat, să mă dea legea, să mă cert. Am venit să te bat, domnule. Am plecat așa de amărât acasă, nici nu mai vin să-l văd. M-ați rupt până la aeroport și după, dar asta e tata. Pentru tata a rămas tot pruncul lui, nu? E normal să mă certe, să mă îndrepte, nu? Pentru că știți ceva? Așa facem și noi cu ei noștri. Vin anuși de vizită, apoi pune maică să cura pe ei. Totul eu spun, mă rog, dar să nu faci, are 40 de ani, și e surat, mă, are nevastă. Nevastă lui are doctorat. Nu să nu-i pace nume. Nu, pune cura pe el și-l îndreaptă. Nu. E greu să te adaptezi la vârsta celorlalți, copii adulți, nu? Pentru mintea noastră a rămas tot aia mici. Venea babia mea acasă, întotdeauna ne pare pantufii invers pe picioare, nu? Nu știu unde se găsea toate noroaiele. Avem o poză grozavă, că un crac de pantaloni este sus, unul jos. Și avea și o râmă de mai mare pe care o găsise în curte, trăgea de aia că avea cum a amestecat. Buzunare pline de pietre și de frunze colorate, nu? Imaginea asta mi-a rămas. Nu vine să-l tratez, zice, acum la 40 de ani, așa. Mi-e greu. Dar trebuie să te adaptezi. Nepoți mici, nu? 8. Evaluează-ți pelerinajul spiritual. Devoțiunea zilnică vă aproape de Dumnezeu și unul de altul. Consacrați-vă unei slujiri eficiente pentru împărăția Domnului. Implicați-vă împreună în lucrare lui Dumnezeu. Există o carte extrem de importantă, pe care probabil o să o căutați tot după 60 de ani. Finishing well. Să termin bine. Cum să termin bine? S-a constatat că foarte mulți oameni au făcut la pensie mai mari lucruri decât au făcut până la pensie. S-au dedicat lucrării lui Dumnezeu, s-au dus în misiune, au făcut lucruri extraordinare la bătrânețe. Găsiți-vă ceva de lucru și nu să vă temeți de pensie. Lucram la trosul de construcții, în moment dat am lucrat la serviciul de verificare a documentației, șeful era domnul Dinevski, un grec, morocănos, gruntat să fie la birou, 10 femei și 2 bărbați mai erau în birou. Și tot timpul, doamnele astea erau aproape de pensie, toate vorbeau de pensie. Păi ce o să fac eu la pensie? Să enervează Dinevski, bă, 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 niciunul. Asta era limbajul politicos din vremea respectivă. Tăceți din gură, bă, bucurață de viață acum, bă, la pensie aia nu-i viață, bă, tăceți din gură. Nu este așa. Dacă te dedici lucrurile lui Dumnezeu, la pensie poți să faci lucruri mai mare decât te-ai făcut până atunci. Cineva mi-a spus că, bă, nu e neapărat Domnul. Mai am 10 ani până pot să hrănesc niște fiinte. Am aici. Reginul a realizat 70 ceva pe ani. Dar după ce se așează pruma peste vii, urmează de ce nu vii, de ce nu vii? Pentru că urmează despărțirea. Se încheie căsătoria. Cine pleacă primul? V-ați pus întrebarea asta?
Să ce vești undeva pe fața acestui pământ. Ce teribil. Ce teribil. Domnul este mângâierea noastră. Ar trebui să cultivăm nădejdea învierii, nu? Și să fim gata de drum. Pentru că atunci când ne-a întrebat păstorul, până când vrei să... Am zis până la moarte. Dar n-am crezut că o să vină. Așa e? Nu am crezut pe la alții, dar nu pe la noi. O să vină și din casa noastră. Și lucrurile trebuie luate foarte serios. Și trebuie să fim pregătiți pentru un asemenea moment. Am vrut să vă trec prin aceste acontecimentele familiei, așa, repede, să vă creez o imagine de ansamblu a ceea ce înseamnă viața de familie, cu toate etapele, cu toate motivurile, cu toate frământările. Și cred că v-ați dat seama că nu este o călătorie de plăcere, nu? Nu este o călătorie excursie cu autobusul în Grecia, cum să văd, unde este cel noastră, frumos, în Alpii de Alveție. Stai la geam, te uiți la peisaj, autobusul merge și la primul restaurant în camion. Nu este așa. Este o călătorie cu camion încărcat. De zi de lucru, salopeta, mâncare toată ziua de trei ori pe zi, spălat haine, prunci buni, rei, note bune, note proaste. După conferință pastorală, noi aveam de două ori pe an așa de o conferință, toți păstorii, soțiile, cu convențele astea românești. La un moment dat avem conferința numai bărbați, soțiile noastre au conferință doar a femeilor și avem soția zice, nu mai particip la nicio conferință a femeilor de altfel. De ce? Zice, nu mai rezist la nicio poveste de succes. Toate femeile astea au prunci, numai 10 au. Ascultători, pocăiți, deștepți, buni, frumoși, înalt. Zice, numai noi aveam domnul de prunci, rând, n-ascultă, numai noi. Eu nu mai rezist să mai încă o poveste de succes. Pentru că mincinoasele de surore, nu, stai, nu. Prezentau întotdeauna numai părțile bune, pozitive, țărani zburtă pe la sate, nu? Tot e perfect. Semănătorist. Și soția zice, nu mai rezist la o poveste de succes. Pentru că povestea mea mi-a dus, povestea mea reală. Cum sunteți în familie? O, slavă Domnului, bine, frumoasă. Nu mai spun. Nu, eu nu m-am certat cu soția niciodată, zicea un mincinos de la bucur. Cu dulap, nu te poți certa, nu, cu frigider. Dacă tratezi ca pe frigider, nu te poți certa cu el. Dar viața reală, oamenii carne și oase, nu? Care traversează această existență cu toate gropile ei, ca drumul de la Sebeș la... Azi noapte cu buzat. Mă băga pe niște grob de... Mi-am adus aminte de România de altă dată. Viața este grea, dificilă. Este o aventură. Este reală. Și ea conține aceste anotimpuri despre care am vorbit. În final am un verset din Eclesiastul, capitolul 3, versetele 12 și 13. Ascultați-l bine acum în acest context. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei, pentru oameni, decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci, este un dar de la Dumnezeu. Asta este viața. Este un dar de la Dumnezeu. În încheiere vreau să vă spun un singur lucru. Dacă nu o să reușiți în aventura asta grea, dificilă, a vieții, să fiți fericiți, nu o să fiți fericiți nicăieri pe fața acestui pământ. Pentru că familia este singurul rai dat nouă oamenilor pe pământ.
să întrebări. Eu primesc și anonime astăzi, bineînțeles dacă cenzurează pastorul vostru. Puteți să scrieți sau dacă vreți să întrebați așa cum am spus, să întrebați ce vreți, să spun ce vreau, spuneți. O, n-ați cerut voie subție. Puteți să cereți voie subție să puneți o întrebare. Haideți, dragi. Înseamnă că am explicat așa bine totul înțeles. Spune ceva ca o să mă îngând. Haideți. Spuneți. Societatea s-a chinuit să facă sex și să nu facă copii. Acum vor să facă copii fără sex, fără să facă sex. Nu? E ciudat că lumea asta e nebună. Eu înțeleg că sunt familii care nu pot să aibă copii și sunt tehnicile astea moderne. Am însă niște probleme și niște întrebări majore. Copiii se nasc prin materialul genetic a unui bărbat și a unei femei. Dacă luăm materialul genetic de la un alt bărbat, ăla are copilul ăla care se naște, chiar dacă se naște cu casa mea, nu e al meu. Dacă eu ca și bărbat nu pot să am copii, este un alt bărbat. Am o problemă foarte mare cu chestia asta. Poate că ar fi mai cinstit o asemenea familie să se ducă să înfieze un copil pe care l-au abandonat niște părinți, decât să recurgă la o asemenea tehnică care există acum. Eu am mari probleme cu chestiile astea. Eu cred că umanitatea a ajuns la un moment critic al existenței ei, când ne băgăm în creația lui Dumnezeu. Până acum am făcut, să zic așa, progrese în lumea materială. Nu? În materie, prelucrat materia moartă și am făcut ceea ce am făcut. Dar acum începe să lucrăm în lumea lui Dumnezeu. Și ne băgăm în actul creației divine, ne amestecăm în codul genetic a animalelor și a plantelor și uitați-vă ce se întâmplă cu noi. Aproape tot grâul din lume este alterat genetic. Mâncăm o travă îngrozitoare. Pâinea care mâncăm în fiecare zi. Pentru că grâul este alterat genetic. Sunt specialiști care spun, domnule, fă ce știi, dar să nu mai mânca pâinea care există. Dar ce să mai mâncăm pe urmă? Porumbul este la fel. Celelalte legume și fructe, așa. Animalele încep să fie alterate genetic, nu? Care trebuie să crească pui într-o lună ca să-i mâncăm. Mâncăm cine știe ce și atunci toate bolile de pe lume dau peste noi. Și cred că asta și vrea societatea, să ne îmbolnăvească ca să ne trateze pe urmă, nu? Cu medicamente. Să depindem de ei. Lumea noastră e nebună, a intrat în actul creației a lui Dumnezeu. Și aici, când ne amestecăm, unde n-ar trebui să ne amestecăm, stricăm ordinea pe care Dumnezeu a făcut-o în natură. Și dacă facem și oameni care vin din alte surse, cine știe ce, scoatem prin clonări și prin alte procedee, Eu am mare rezerve la capitolul ăsta. Nu știu, problema ar trebui studiată mult mai profund și ar trebui, după părerea mea, chiar biserica să aibă o anumită direcție, să spună oamenilor și să știm ceea ce credem. Pentru că vom asista în anii care vin la monstruozități
produse exact acest amestec al omului în creația lui Dumnezeu. Dorința de a avea copii e normală, o respect. Dar când sunt milioane de copii abandonați, nu? De ce să încropești unul cu cine știe ce? Nu? Cine știe ce artificii și clonări și material genetic. Mame care poartă prunce altora. Nu? După ce naște, îl dă la altceva. Sunt foarte multe animale care se întâmplă astăzi. Pentru că eu cred că o ființă umană este mult, mult mai complexă decât, eu știu, cățelul meu, nu? Charlie. Dacă mai sunt alte întrebări, spune. Eu nu cred că există un părinte să nu-și reproșeze că ar fi fost cazul să se poarte altfel, să vorbească altfel. Mă, tată, că nu ziceam asta, poate nu se întâmplă. Toată lumea ne trage de capul asta și ne reproșăm. Dar nu știu ce să zic. Ce să fie, este, va fi. Nu. Că poate că fiecare om vine pe lume cu un destin sau o soartă. Interesant că acest cuvânt în Vechiul Testament este numai de semn negativ. Știți că în românește de pe soartă poate să fie una bună. Dar în Vechiul Testament numai rău. Ceea ce ți s-a dat. Nu? Ne naștem fiecare cu ceva ce ni s-a dat. Și atunci Psalmistul zice, credințează-ți ăsta care ți s-a dat în mâna Domnului. Nu? Credințează-te. Ca El să-ți poartă de grijă. Pentru că probabil trăim în lumea asta cu anumite inclinații, cu anumite direcții. Și atunci, numai Dumnezeu te poate întoarce din direcția asta pe care ți-o dau, eu știu, instinctele, genele, programul care e în noi. Aflăm acum că codul genetic este scris și în ziua când murim și de ce să murim. Și toate sunt prevăzute de la Z. Poate că codul nostru genetic este și informația asta. Cine știe de unde vine și cum. Dar atunci ar trebui să încredințăm în mâna Domnului, să ne rugăm din timp pentru copilul acela. Dar eu am avut copii așa de buni, credeți-mă. La un moment dat am crezut că eu sunt foarte calificat să vorbesc despre familie ca niște copii model. Că nu trebuie să concluzi asta niciodată. Unde puneam acolo stăteam? Cu minți ascultători, nu ne-au jignit, n-au făcut rele. Cum au crescut, n-au mai fost aceeași. Nu știu dacă este o soluție, pentru că fiecare om și fiecare familie e diferită de celălalt. Dar putem lucra preventiv rugându-ne tot timpul lui Dumnezeu pentru ei. Fiind foarte aspri, s-ar putea să grăbim rebeliunea. Fiind foarte îngăduitori, s-ar putea să creadă că noi iubim și nu ne pasă de ei. Deci, cu fiecare copil trebuie să te porți la fel. Nu sunt doi copii la fel. Zicea cineva, mama a avut 7 prunci și m-am purtat la fel cu toată lumea. Nu înțeleg ce se întâmplă cu ei. Păi zicea ceva cu tocmai asta, că nu trebuia să te porți la fel. Nu? Eu pe primul puteam să-l bat foarte ușor. Mă enerva, sărea cureaua singură de mână, dragi. Dar al doilea nu putea să-mi bate loc. Nu. Nu putea. Și o să fost cel mai rebel. Era atât de cuminte, atât de finuț, nu știu, că nu puteam să-l pedepsesc cu asta. Era mic și tot îl chinuia pe un prieten de meu și când m-am pus să-l pedepsesc, s-a făcut după un cuptor, ca și iedul ăla după. Și nu ajungeam să-l trăim. Ieșeam la câteva.
Când a ieșit afară și-au ridicat cureaua, a făcut un gest care maternat, a ridicat mâinile pentru altă. Doamne Iisuse! Mi sunt doi genunchi, și nu am avut dupate. Vă te-au ascultat Dumnezeu. Fiecare copil este diferit și eu cred că este o soluție universal valabilă. Trebuie să ne rugăm Domnului să ne dea minte, înțelepciune, să știm cum să ne purtăm cu fiecare și să-l câștigăm. Am terminat, plecăm acasă. Haideți că mine Dumnezeu, poți Dumnezeu, nu, lui Dumnezeu. Îți spune. Care trebuie să-i rog nașilor și care ar fi la portare? Wow! Un rol nefast. Nu știu dacă au vreun rol. Un obicei, un rol. Obicei din Bihor. Și am avut două perechi de nași. Nu m-au folosit la nimic. Își bagă că-mi dau anuntă. De obicei, păi ăștia așa-i pune, care e bocar, pune-ți papoia, bani, nu la nu, aia vrea. Îi pune de decor, arată bine. Nu. No. Am fost și naș. Și nici nu mi-a folosit la nimic. Ce din potriva m-a putut suferit. Fiecare scaun își găsește nașul. Da, obiceiul e fain. N-am nimic împotrivă, nu mă deranjează obiceiul. Dar când te gândești la practicalitate, nu cred că ajută la ceva. Dar dacă aveți de gând să puneți unul bogat, de asta cu firmă mare, și are o mașină de aia tare, nu? Care îi duce, puneți-l. Vă mulțumesc că ați fost nemaipomenit de cuminți, m-ați inspirat și cu mare plăcere să fiu cu dumneavoastră. Continuați să aveți asemenea lecții de familie, continuați să studiați ca și familie de cărți, mergi la conferințe, seminarii și îmbunătățiți-vă viața de familie, pentru că așa cum ziceam, dacă nu o să reușiți să fiu fericiți acasă la noi, nu o să vină niciodată parte niciodată. Eu mulțumesc mult.